Vă salutăm la Dreconacu și bine v-am găsit la un nou episod pe acest canal. Pentru că v-a plăcut extrem de mult videoclipul cu Mari, am hotărât să mai facem unul separat de sketch-urile noastre. E cald afară, filmăm în curte, așa că am revenit pentru voi cu un nou videoclip alături de Mari, ca să clarific câteva chestii, pentru că au fost câteva chestii ciudate după primul nostru clip împreună. Mari este o prietenă, Mari este o urmăritoare, o apropiată a noastră, a intrat în cercul de prieteni. Așa că, ca să înțelegeți cine este Mari, nu este iubita mea, nu este soția mea, Oana este soția mea. Am doar ținut, am ținut mărciș să ai oftat să mă oftat. Hai, mă, băi, e ca și că lucra sunt. Ok. Am venit cu un clip nou pentru voi, facem un smash or pass astăzi cu vedete și dacă vă place și vreți să mai vedeți ce preferințe are Mari, că eu știți că eu sunt pe Japonia, pe toate, tata. Dacă vreți să mai vedeți încă un clip de genul cu noi, nu uitați să apăsați butonul de like, forță rău de tot acolo, subscribe dacă nu ești abonat, follow pe Instagram, bineînțeles, la Gigo, să suntem și la Marive.Alexandra. Marive.Alexandra, tată, să facă și acolo să crească, cum sună lumea, cum mai zice că e vedetă, că asta, așa. Și nu uitați, dacă vreți și voi, o cănuță de asta, bană, bombă, tăticule, sau un tricou din noul nostru merch, accesați acolo în descriere, www.conacu.ro și vă puteți face comandă. Așa că fără alte introduceri, o să-i dăm drumul, eu mi-am notat 10. Să moară tata, zici că trăgea portul pe ăla. 10 nume de vedete, ea și-a notat. Bineînțeles că e femeie și-a notat 17. E indecisă, nu știe. Rămâne pe parcurs, e surpriză. Mi-a zis, domne, câte să notezi? Zic 10. Zice, a, mi-am făcut 15, dar hai că mai pun 2. Adică e normal. Eu mi-am pus fix 10, tată. Așa că noi o să ne spunem unul altuia, pentru cine nu știe ce la Smash or Pass, deși știu, cred că toată lumea știe ce e Smash or Pass. Eu zic ei o vedetă, un nume de vedetă, ea aude, zice ce părere are și zice dacă smash sau dacă bash. 3, 2, 1 și 3, 2, 1 și 3, 2, 1 și greu, Ruby. Ruby greu? Smash, tată, ce bine arată, că e colț de pâine, e bine! Smash, tată, smash, cum nu? Ruby, doamne! E forță! Dă doamne la ea acolo! Dorian Popa! Nu noată cheluțul! E chiar... Ai vrea să noate cheluțul în tine? Trebuie să aud bombii! Ok! Vezi că nu scot asta la edit! De! Smash or pass, Dorian Popa. Un smash. De precizat că Maria are peste 18 ani, adică nu n-ar fi nicio problemă. Fac 19 decembrie. 19 decembrie. Bun, ok, smash, smash. Tu urmezi. O să faci pe tot clipul înainte de să zici ceva. De parcă te gândești. De parcă Ok. Ok. Următorul sau următoarea, Dana Budeanu. Băi, o să fiu sincer, bă, n-am. Bă, are niște craci, bă, băcați, o fie cu gura aia slobodă, dar... Mie chiar îmi place de tipă. Ce, mă, bă? A, mă, de dragul clipului. Smash! Na, smash. Două smash-uri am dat. Eu cred că dau smash la toată lumea. Liviu Vârciu. Băi, în copilărie să știi că eu l-am avut crush. Bă, Liviu Vârciu? Da, normal. Eram, când eram mică la cor și unde îl vedeam, hai să facem o poză. O prea mami, bineînțeles, să-mi fac poze. Ai poze cu Liviu Vârciu? Da, dar nu o să le arăt. Ok. Eram mică și grăsuță. Ok, 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 ok. Și ținând cont că nu l-am mai văzut de mult, ești am un smash. Moară fata mea, dar nu ne... Toți, pe smash, e ok. Tu urmezi. Charlie D'Amelio. Charlie, tată, pe feblețea mea, mă, tiktokărița mea preferată. Bă, îi dau pes, pentru că she's under 18, but e, nu știu, mă, la scena, e pentru ea, e star, e, îmi place de ea, dar nu, la peș, pe partea altă, că not ok. Pucălia. Imogen. Măi, nu prea le-am eu cu jocurile, dar...
pauză, că nu știu ce să zic. Bici pauză, că nu știu ce să zic. Vezi că nu tai astea. Bă, ți-am zis, Mashor Pes Imogen. De ce să zic de el, că nu, nu știu. Păi nu știi pe Imogen cum arată? Bă, faci mișto? Bă, bune, nu știu cum arată. Bă, Imogen, bă, what is going on with you, Imogen? Imogen, ha? Oh. Oh. Deci, smash your face, Imogen. Acum că l-am văzut, să dau un pes, să dau un smash. Hai că dau un smash. Imogene, hai să dau un smash. Sunt majoră, repet. Ok, urmezi. Floricica dansatoarea. Băga mi-aș mâna în cur. Pes. Să fie pace. Da, mă, lasă-mă, ești nebună, mai bine. Mai bine le-au pe gras. Bun. Mama, ai dat cu d-astea grele. Ok. Abi. Stranțo, a venit Abi. Bineînțeles că îi dăm smash. N-are gusturi. Adică, bine. Băi, ce părere aveți până acum? Vă întreb și eu așa despre Mari, nu despre mine. Că atunci știți că eu... în picioare. Da, bun. Ok. Urmez. E, atunci o să te atac cu ceva mai greu. Ia. Cardi B. Uap. Mamă, bă, deci... Now from the top, make it drop, that's some wet, that's some wet. Now get a bucket and a mop, that's some wet, that's some wet. I'm talking wop, 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 that's some wet, that's some wet. Macaroni in a pot, that's some wet, that's some wet, huh. Bă, aia e exact cum ai zis battle-ul de la humor. E puțin deșteaptă, dar proastă în general. Adică nu știu dacă ai observat-o. E un fel de n-ar mai fi. Are... O curr, le știi pe alea ei? Normal. Miau. Deci că pleacă avionul. That's a web. Da, da, bă. Smash, că îmi place de ea, dar dacă ar fi puțin mai deșteaptă. Și smash și pass. Adică depinde. E cu dublu înțeles, cu triplu, I don't know. E okay. Foarte cald. Smash, smash. Gras. Bogdan. Puteam să jur că o să-l inclus în video. Nu se uită, nu? Bă, frate, nu zici la ureche, mă, tu zici ce crezi tu, ce smasher pe gras. Ne trolează vecinul cu, nu știu cu ce dă pe acolo, dar mă rog, las că scoate, nu la montaj, hai că scoate. Zi. Păi aș da și smash, aș da și pes, puțin din fiecare. Asta dată să fie bine pe clip. Bol, tu ești. Dacă mă atraci așa de rău, ce fărei de Edison Ray? Edison Ray? Bă, pes, pes, nu. Bă, aia s-a crezut mai bună ca Charlie Mod, atât ești nebun la cap, aia, pichineața aia. Maluma. Maluma baby, e crush-ul meu. Normal, cred că la, nu există femeie în lumea asta să-i zici Maluma tata și să nu răspundă deci... smash. Și mami, concurez cu mami, ce-i? Smash Maluma. Merge. Bianca Adam. Tequila? Da. Bă, mă, crezi că mie nu-mi place de Bianca Adam? Adică felul ăla în care ea tunsă așa, gen... Și... Da, sau... dar a avut și dreaduri. A avut și dreaduri, stătea mai bine cu dreaduri, dar nu știu, sincer... Mă, dar ce face omul ca ție? Păi nu ești că spală pe jos. Păi cred că acum s-a văzut. Dar știu că spală la noi aici lângă port. Da, nu știu, nu mi-a plăcut niciodată de aia. Adică nu că nu mi-a plăcut ca youtuberiță. Nu-mi place cum e tunsă, cum e... Ea arată drăguț ca femeie, dar... Îmi pes. 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 Mie-mi place pentru că... Dar nu trebuie să-ți placă ție. Depune muncă. Păi la... Bă, dar seama că nu vorbim de YouTube. Vorbesc de ea dacă îmi place de ea ca femeie, dacă m-aș... Dacă i-aș da smash sau pes. Despre asta e vorba. Tu ai înțeles că noi jucăm X și 0 acum? Nu. Ah, bravo, foarte bine. Smash or pes, Bogdan de la Plăști. Tu n-ai văzut ce melodii scoate? Și ce contează? Ți-am zis pe cum arată despre asta. Tu te uiți, e materialist, om, cava și gata. Ba, nu e adevărat. Te-ai dus. Așteptăm să depuneți bani.
Glumim. Bogdan de la Ploiești. Smash or pass. Dau pes pentru că nu arată foarte, dar îmi place cum cântă tot. Ok. You next. Cumva tot clipul eu ți-am zis când urmezi tu? Da. Păi dacă e unul cu... Ești deșteaptă ca o lemne și mi-a rupt inima amândoi. Inima mea bate pentru mine și amândoi. Hai zi. Irina Rimes. Irina Rimes. Crash, Claros. Îmi place mult de ea. Crash sau Smash sau ce? Smash, Crash, e de toate. Adică gen Crash, a fost Crash, e Crash. E Error 404, e bombă, nu știu. Bă, mi se pare cea mai underrated cântăreață la momentul actual în România, adică și compune, cântă bine, nu știu, smash din toate punctele de vedere. Smash. Smash or pass, penultimul, Colo. E bunicel, dar nu prea pe gusturile mele, deci dau pass. Pass la Colo. Se mai întâmplă. Elena Gheorghe. Aia care a fost la Eurovision? Nu, no. Că a participat sau că cred că ne-a reprezentat la Eurovision, nu știu. Pass. Ultima persoană de la mine. Smash or pass, Smiley. Și acum să vă cânt o piesă din la. Îi dăm smash. Claros. Mama, sunt curios ce mi-ai pus la ultima, ia. La ultima? Da. Dar nu cea din urmă, Mia Khalifa. Wow. Poți să renunți la toate femeile pe care mi le-ai dat doar pentru Mia Khalifa? Nu. Bă, băiatule. Bă, eu i-am dat mesaj, mă, lui Mia. Vrei să citezi mesajul care l-am dat nu pe cred. Care? Mia Khalifa, bă, da. Fii atent aici. Mia... Să nu mai zici de mine cum aluma. Lasă-mă, mă, uite, Mia Khalifa, verified, 21 de milioane, da? Message. Ia uite aici. Look. Doamne, ferește. Mia, Miuța, the God himself, how we say in Romania. First of all, I wanna thank you for the best childhood ever, cause without you can't be same. I remember even now how I meet you. Oh, memories. First time on internet. I was a poor child, but with you in my mind, I become a stronger, a better man, for sure purcell. A winner. Ha? Purcell. Ce purcell, bă? Poor child. Now I'm a nobody, a streamer. When I will grow up and become a star, famous, I will follow my dream to meet you, love, for my heart, darling. I wish you many kisses. Hashtag Aron Jegosu Suprem. Mă rog, eram până cu gaming atunci. Și soțul ei, ce, n-avea soț și când făcea filme porno. Smash, tată, din toate punctele de vedere. Smash. Bă, nu știu cât ai dat tu smash, dar cred că ai refuzat. Două? Trei cred. Persoane. Deci, mă rog, vedeți voi pe acolo care e scorul. Băieți, cam asta a fost și clipul nostru și fete. Asta a fost clipul nostru, sper că v-ați distrat alături de noi. Dacă mai vreți episoade împreună, nu uitați să apăsați butonul de like, forță acolo. Urmează câteva sketch-uri, nu vă dăm spoilere. Nu uitați să ne urmăriți și pe Instagram, acolo sub noi apar toate astea. Să accesați mărcio, să blană bombă cu cănuțele. Că uite, bă, și cum să bea din asta? Foarte bun. Genial. Arată bine, preț decent, doar 3 lei jumate o cană. Merge. Nu uitați să accesați site-ul nostru, să ne urmăriți pe Instagram, apăsați butonul like, subscribe dacă nu ești abonat și ne vedem data viitoare.